Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea organizează și în vara acestui an tabere gratuite atât pentru tinerii defavorizați, beneficiarii burselor sociale sau instituționalizați, cât și pentru tinerii cu dizabilități din județul nostru. Astfel, DJST Vâlcea va asigura un sejur de neuitat unui număr de 140 de copii. Taberele au ca scop socializarea, relaționarea și integrarea în societatea preșcolarilor, elevilor și studenților care necesită măsuri de protecție în sprijinul recuperării și incluziunii sociale. Părinții, la copii, să avem puțină grijă, să fie toate bune și frumoase, toți care intră în apă să intre însoțiți. Problemele, dacă sunt, și sperăm să nu fie, că locația la care sunteți e una dintre cele mai bune locații care sunt pe litoral. Total, în acest an, sunt 140 de copii care pleacă anul ăsta la mare, cazuri sociale și cazuri cu probleme cu handicap. Sperăm ca la sfârșit de august-septembrie, ultima serie o să plece pe 3-9 septembrie, ca la sfârșit de septembrie să veniți cu gânduri bune și, de ce nu, și la anul ministerul să ne aloce un număr mult mai mare de locuri, că, Doamne, că avem de unde să are cine să beneficieze de aceste locuri. Doamne ajută, drum bun și mulțumim! Distracție plăcută!